Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva organizează cel de-al 14-lea Congres Internațional de Tracologie. Congresul se va desfășura la Deva în perioada 6-10 mai 2020, sub titlul Pe urmele trecutului, de la comunitățile de bronz până la regatele de fier. Anul 2020 este un an extrem de important pentru activitatea științifică, activitatea de promovare a patrimoniului cultural al județului Hunedoara și dintr un motiv de asemenea de excepție pentru că instituția noastră, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează pentru prima dată Uh, un congres internațional de tracologie. Este al 14-lea congres de tracologie. Este un eveniment care se desfășoară odată la patru ani uh, și vreau să vă spun că puține muzee din România au avut curajul să-și asume o asemenea responsabilitate. Lucrăm deja la pregătirea acestui eveniment încă din mai 2019. Va fi, uh, cred, cel mai important eveniment cultural științific din istoria acestei instituții. Această prestigioasă manifestare științifică va duce la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva oameni de știință și istorici din întreaga lume. Temele abordate în cadrul Congresului vor fi aspecte legate de istoria populațiilor și teritoriilor tracice din Europa Bronzului, până în Antichitatea Târzie. Congresul Internațional de Tracologie se desfășoară din 4 în 4 ani, iar în anul 2020, Muzeul din Deva are onoarea de a găzdui acest eveniment de renume mondial. Lucrările Congresului sunt programate pentru 7, 8 și 9 mai și sunt organizate pe numeroase secțiuni, având intercalate pauze pentru scurte vizite la puncte de interes local, inclusiv Cetatea Devei, Muzeul Devian și alte situri și monumente din apropierea orașului Deva. Ultima zi a Congresului, 10 mai, va fi rezervată excursiilor opționale de câte o zi la diferite monumente istorice și muzee.